cum să începi a scrie despre Dumnezeu? E o blasfemie, eu nu pot. Nu pot să plec. Cum să pot să scrii despre durerea de a fi? Și ce mai cred demonii și îngerii despre noi? Acesta este tramvaiul care va fi gazda poeziei în București toată luna septembrie, circulă pe linia tramvaiului 1 și vă așteaptă și pe dumneavoastră să vă destindeți într-o călătorie unică. Ar fi o idee bună să fie cărți, că trece timpul mai repede, te calmează și îți duce gândul de la lucrurile urâte. Nu-ți mai permiți de multe ori să cumperi cărți și atunci profiți de ocazia asta ca să găsești totuși și în tramvai. E o idee genială, mai ales că are un traseu așa de lung, este foarte bine. Ne mai destindem un pic, că poezia totdeauna destinde și te simți bine. Noi ne dorim să aducem poezia și lectura cât mai aproape de bucureșteni și nu numai, mai aproape de toți călătorii noștri. În drumul lor spre casă, spre școală, că a început școala, spre serviciu, să le facem călătoria un pic mai frumoasă, mai interesantă. Până la 1 octombrie, bucureștenii vor putea circula cu tramvaiul poeziei, unde vor găsi cărți cu poezie a unor autori contemporani români și vor avea această bucurie să își petreacă câteva clipe, minute, în mijlocul de transport, făcând altceva decât uitându-se pe telefon. Vor putea să citească. Dacă ar înțelege tineretul, ar fi extraordinar de bine. Dar vedeți dumneavoastră că dacă tehnologia asta a avansat așa de mult cu telefoanele astea, a uitat toată lumea de cărți. Păi, am răsuit și o carte asta și, na, mi se pare o idee interesantă, adică decât să stăm să ne uităm pe telefoane, na, mai bine citim o carte.